Este cel mai renumit care dă astăzi, cum să spun, splendoarea asta zonei și a orașului, este clopotnița înclinată, turnul înclinat din Pisa. Vedeți, când a fost construit în secolul XIII, turnul acela, că era fluviu Arno, râu Arno, mai bine zis că nu are așa mare debit, și aproape de Lăsarea Mare era argilos și cu pietriș, și s-a înclinat încă când a ajuns la nivelul 3 al construcției. Că are, vedeți, 6 nivele principale față de parter și zona clopotelor. Da. Și atunci ei au zis, măi, să mergi mai departe sau nu cu construcția, dacă se răstoarnă. Dar calculele făcute au demonstrat că până când centrul de greu